Prima noastră întâlnire în online a strâns pe toate platformele peste 300.000 de vizualizări. Vă mulțumesc pentru asta. Este esențial pentru noi nu doar faptul că sunteți prezenți, mesajele și comentariile voastre sunt importante, așa că vă încurajez să ne scrieți comentarii pe Facebook, la secțiunea live, unde ne puteți vedea în acest moment. Cele mai interesante întrebări ajung în emisiune și nu uitați, din moment în moment, premierul Ludovic Orban vine în studioul Gândul Live. Mergem acum către principalele evenimente ale zilei. Vorbim așadar despre Marcel Ciolacu, care susține că PSD este pregătit de anticipate. Socialdemocrații nu renunță însă la sesizarea Curții Constituționale în cazul desemnării lui Ludovic Orban în funcția de premier. Vin date alarmante din China. Sateliții au detectat o cantitate peste limite de dioxid de sulf deasupra orașului Wuhan, semn că ar fi fost arse mai multe cadavre decât au fost anunțate oficial. Detalii imediat. Toți românii care s-au întors din China se află plasați în carantină, la spital, acasă și în locații secrete. Toate testele au ieșit negative. De ce e nevoie de această izolare, vă spun imediat la Gândul Live. Aproape 4 ore au stat liderii PSD ieri în ședință. Președintele interimar Marcel Ciolacu a anunțat că socialdemocrații nu vor vota guvernul Orban. PSD nu are încă o strategie în ceea ce privește anticipatele, dar spune că partidul nu se teme de votul românilor. O decizie va fi luată într-o nouă ședință a conducerii programată pentru săptămâna viitoare. Am făcut strategia pentru această mascaradă cu propunerea primului ministru desemnat, primul ministru demis, nici noi nu știm bine cum să ne adresăm domnului Orban în acest moment, am stabilit depunerea sesizării de către președintele Camerei Deputaților și a președintelui Senatului, conflictul juridic de natură constituțională. Am răsfoit și noi un pic din programul de guvernare al guvernului pe care nu îl va vota nimeni. Asta am înțeles până acum din declarațiile tuturor forțelor politice și a tuturor deputaților. Ne așteptam să fie anumite remedieri a programului de guvernare 2 la programul de guvernare 1 al guvernului Orban. Au venit în continuare cu copy-paste din programul de guvernare al PSD-ului. Miercuri, pe data de 19, vom avea un comitet executiv și vom stabili strategia din ziua votului. Cei mai mulți din membrii comitetului executiv, între colegii mei, au spus că suntem pregătiți pentru orice fel de alegeri. Fără să vă jignesc, fără să vă supărați pe mine, în comparație cu dumneavoastră, eu am condus ședința Comitetului Executiv și știu exact părerea colegilor mei. Niciun coleg de-al meu a spus nu trebuie acest partid, Partidul Social Democrat, să se teamă de niciun fel de alegeri și să nu are dreptul să se teamă de votul românilor. Cu certitudine ce știu este că Partidul Social Democrat nu va vota cu domnul Orban, nu vrem să-i stricăm chiar să-l voteze cineva. Este mai avantajos pentru Partidul Social Democrat să aibă loc alegeri locale la simultan cu cele anticipate sau alegeri parlamentare la termen în tot? Repet, Partidul Social Democrat este pregătit pentru orice fel de alegeri, în orice... Nu pot să cred că Partidul Social Democrat... Partidul Social Democrat își dorește să respecte Constituția în România. PNL a mers în Parlament cu lista de miniștri și cu programul actualizat de guvernare. Colega noastră, Ana Maria Maxim, vine cu toate detaliile în legătură cu ce schimbări și ce a rămas la fel. Ana, te ascultăm. Guvernul propus Orban II are aceeași componență ca și executivul anterior, care acum asigură interimatul. În ceea ce privește programul de guvernare, există modificări. Anumite prevederi despre care cei din PNL spun că au fost îndeplinite, au fost eliminate, în timp ce alte obiective au fost adăugate. Și vorbim aici despre obiective din domeniul fondurilor europene, al afacerilor interne și al dezvoltării regionale. Totodată,
în programul actualizat de guvernare este prevăzută și desființarea secției speciale de investigare a magistraților. Totodată urmează ca astăzi biroul permanent reunit al Parlamentului să fie convocat și să stabilească programul audierilor miniștrilor propuși în comisii, dar și data votului de investitură. Emma? Ana, mulțumesc. Premierul Ludovic Orban în studioul Gândul Live. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața, prezență. Mulțumesc de invitație. Haideți să începem, avem foarte multe chestiuni și vreau să-i rog pe cei de acasă întrebări. Pe Facebook, colegii mei le trimit la mine, întrebări decente și cu miză. Primul lucru, domnule Orban, cum ieșim din criza asta politică? Aveți o întâlnire astăzi cu reprezentanții partidelor politice, apropo de anticipate? Văd că și domnul Ciolacu s-a mai schimbat în abordare. Nu există criză politică. Există un guvern care sigur nu mai poate emite acte normative cu valoare de lege, dar guvernul își face datoria și rezolvă toate problemele românilor, toate problemele stringente care pot fi rezolvate prin ordine de ministru, hotărâri de guvern și prin acte de administrare curentă. Situația e, din punctul meu de vedere, o situație stabilă. Acum, și dacă mă votează, și dacă nu mă votează Parlamentul, tot guvernul Orban este în funcție. E o situație un pic ridicolă, oricum am dat. De ce este ridicol? Pentru că pare că e un joc de anticipatele și chiar vreau să mă întreb dacă nu e cumva un joc obositor, așa, pentru oamenii. Procedura care de declanșare a alegerilor anticipate este o procedură constituțională foarte anevoioasă. Așa a prevăzut adunarea constituantă. Pentru ca președintele României să poată să dizolve Parlamentul, este necesar ca două propuneri de guvern să fie respinse de Parlament. Asta dacă nu noi, vă vedeți PSD-ul. Noi avem ca obiectiv organizarea alegerilor anticipate, nu că ni s-a năzărit nouă să facem alegeri anticipate, dar nu se mai poate continua. La ora actuală există un Parlament dominat de PSD și de tot felul de aliați de conjunctură care schimbă opiniile după cum bate vântul și care blochează orice fel de demers. Ieri la Senat, senatorii PSD au respins ordonanța de urgență numărul 1. Ordonanța de urgență care este o piatră de temelie pentru toată politica bugetară pe anul în curs, care a corectat toate porcăriile care au fost făcute de guvernul PSD prin intermediul ordonanței de urgență 114. Ieri PSD a votat la Senat pentru menținerea taxelor pe energie, care ar fi dus la creșterea prețului la gaz natural și la energie electrică din cauza taxelor care sunt puse pe producător, transportator, distribuitor, furnizor, ar fi dus la o creștere de 7-8% a prețului energiei electrice și a gazului pentru consumatorul casnic. Nu vorbesc de consumatorul industrial, de companii. E asta au votat ei, să crească în continuare prețul la gaz și la energie electrică și să mențină o taxă aberantă care împiedică o serie de investiții în domeniul energiei, când România are o nevoie vitală de dezvoltarea infrastructurii energetice și are șansa reală să devină un hub energetic. Ieri au votat să-și mărească lefurile, pentru că una din măsurile pe care le-am luat ca să restrângem cheltuielile bugetare a fost să înghețăm veniturile demnitarilor la nivelul anului 2019. Să înghețăm voucherele de vacanță. Dăm voucherele de vacanță, dar am păstrat la nivelul anului trecut. Tot prin votul la ordonanța de urgență, PSD-ul a spus foarte clar că trebuie să crească punctul de amendă pe care trebuie să-l plătească fiecare cetățean în cazul în care este amendat de poliția de circulație. Pentru asta înseamnă și bani în plus noi, la buget. Ordonanță, poate că... Nu înseamnă asta. Înseamnă că noi prin ordonanța de urgență am plafonat punctul de amendă la nivelul salariului care exista la nivelul anului 2019. Vreau să închidem chestiunea legată de... Astea sunt lucruri concrete care afectează pe oameni. Vreau să le arăt oamenilor ce înseamnă această majoritate parlamentară, acest parlament dominat de PSD. Dacă nu reușim, ascultați-mă, dacă nu reușim să facem alegeri anticipate, România va fi aruncată în aer. Și așa, suntem într-o procedură de deficit. Și în acest moment reușiți, de după discuțiile pe care le-ați avut? Noi întreprindem toate eforturile, toate demersurile pentru a putea declanșa anticipatele, pentru că nu se mai poate în felul ăsta. Bine, dar uitați-vă, bănuiesc că ați văzut declarația domnului Ciolacu. Deci am dat ordonanță de urgență, asta este deja o reavoință, cum să spun, care arată, domne, nu interesează nimic.
au dublat alocațiile pentru a doua oară în anul 2019, fără niciun fel de sursă bugetară, fără niciun fel de fundamentare, fără niciun fel de prognoză privind evoluția bugetului. Le-a spus, dom'le, s-a votat legea și legea a intrat în vigoare după legea bugetului. Eu n-am voie să cheltuiesc bani decât în conformitate cu legea bugetului de stat. Le-am dat soluția și am adoptat o ordonanță de urgență de prorogare a termenului de intrare în vigoare până la rectificarea bugetară, pentru că numai la rectificarea bugetară se poate schimba legea bugetului de stat. Tu n-ai voie să cheltuiești decât în conformitate cu legea bugetului, respectând plafoanele de cheltuieli pe fiecare categorie de cheltuieli. Iar ei acum resping ordonanța de urgență de prorogare a termenului de intrare în vigoare a legii de creștere a alocațiilor. E jocul la opoziție, domnule Orban, pe care joc știți. De opoziție. Nu e joc de opoziție. Opoziția face ceea ce este constituțional, legal. Opoziția face ceea ce se poate realiza și încearcă să determine guvernul să facă niște lucruri care se pot realiza. Dar acest lucru nu se poate face. Punct. Cum ieșiți din blocajul, mai ales luând în calcul că domnul Ciolacu spunea că e posibil ca PSD-ul să nu fie în sală la momentul respectiv, când ar fi votul? Siguranță, aveți o situație... ne gândim la o soluție. Care-i planul? Ne gândim la o soluție și când vom lua decizia, o vom anunța public. Dar nu aveți în acest moment pe calcule care sunt strategiile? Deocamdată avem de partea noastră prevederile regulamentului comun care spun foarte clar că în termen de maximum 15 zile de la momentul la care premierul desemnat prezintă lista guvernului și programul de guvernare, trebuie să întrunească plenul Camerelor Reunite pentru a da votul de investire. Asta deci înseamnă că nu trebuie să mai aștepte neapărat poziția Curții Constituționale după ce PSD a trimis... Cum să aștepte poziția? Ei au declanșat un conflict juridic de natură constituțională. La fel au declanșat pe adoptarea legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurării sociale de stat. Asta nu a împiedicat intrarea în vigoare a legii bugetului de stat deci și votul a legii va avea bugetului loc în 15 zile, deci, asta e clar. Este o hărțuială, este o... Sunt și penibile. Miza acum. Este sunt și penibile să acum. Amâne, adică domnule Orban. Lucrurile sunt simple. Noi vrem să dăm puterea oamenilor, ca oamenii să-și aleagă un parlament reprezentativ, care să poată să constituie o bază solidă pentru un guvern care să aibă o majoritate parlamentară omogenă, puternică, care să sprijine marile reforme care trebuie realizate în România, atât pentru susținerea investițiilor, pentru dezvoltarea economică, pentru reformarea marilor sisteme publice. Asta ne dorim noi. Ei ce vor? Ei trag de timp, își prelungesc mandatul, își măresc lefurile, vor să salveze pensiile speciale. Asta e. E un egoism feroce care va fi sancționat de oameni. Pentru că oamenii nu pot să înghită la nesfârșit un astfel de comportament. Și așa în 3 ani de zile cât au fost la guvernare și au bătut joc de România. Și atunci de ce se speculează o eventuală înțelegere între dumneavoastră și domnul Ciolacu, între PSD și PNL? Că în principiu, se speculează. Din retorică, domnule Orban, doamnă, în afară poate părea un calcul. Doamne, pentru că există în lumea asta oameni politici și jurnaliști, comentatori, care nu știu din ce motive, inventează. Pur și simplu, inventează. Păi cum să vorbești despre PNL? De când am preluat președinția Partidului Național Liberal, am plasat Partidul Național Liberal într-o poziție dură, fermă, intransigentă față de PSD. Ne-am războit timp de 2 ani jumate pe toate subiectele, pe toate temele. Am împiedicat toate porcăriile pe care a vrut să le facă PSD-ul. Am dat jos guvernul PSD, am investit guvern PNL, i-am bătut în alegerile europarlamentare, i-am bătut zdrobitor în alegerile prezidențiale. Normal că suntem într-o luptă pe viață și pe moarte, iar anticipatele normal sunt necesare în România pentru că nu mai poate coexista un guvern normal care vrea să facă lucruri bune pentru România cu o structură parlamentară dominată de PSD care torpilează tot, aruncă în aer. Gândiți-vă, avem procedură de deficit excesiv. Da, e poziția declanșată de deficitul lor imediat. Și de bomba cu ceas care ne-au lăsat-o în brațe din cauza cheltuielilor dezmățate pe care le-au provocat și ei continuă să genereze în continuare cheltuieli știind limpede că nu există resurse bugetare suplimentare. Asta e irresponsabilitatea. Martie asta sau este... mai, domnule asta Orban, când politică, am intrat asta... în procedură de deficit excesiv? Procedura de deficit excesiv când hotărăște Comisia Europeană. Ce presupune ea? Ce înseamnă ea pentru omul de rând care ne urmărește acum? Deci am cheltuit deci, mai mult România, decât producem. România nu are nimic de suferit atâta timp cât noi prezentăm Comisiei Europene planul prin care noi arătăm Comisiei Europene că aducem deficitul sub 3% într-o perioadă de timp rezonabilă, cu niște măsuri aferente care să convingă Comisia Europeană. Nu este absolut nimic, nu plătim niciun leu. Și împrumuturile ministrului de finanțe. Deci nu ministrul finanțelor împrumută.
În numele statului român, nu, în numele guvernului, pentru necesarul legat de vreo. Doamna sunteți de atâta timp în... Deci atâta timp cât guvernarea PSD a generat un deficit de peste 4%, normal că ai nevoie să te împrumuți. Dacă sunt cheltuieli mai mari decât veniturile, n-ai de unde să suporți cheltuielile respective dacă nu te împrumuți. Cheltuielile nu le-am provocat noi. Toate cheltuielile bugetare sunt provocate de reglementările adoptate de guvernarea PSD, nu de noi. De reglementările adoptate de guvernarea PSD. Ei au provocat toate aceste categorii de cheltuieli. Ceea ce am făcut noi, noi am redus cheltuieli. Am încercat să menținem anumite cheltuieli într-un cadru rezonabil, astfel încât să nu dăm drumul la o creștere rapidă a deficitului bugetar, așa cum și-a dorit PSD-ul. Dar ca să poți să faci față cheltuielilor provocate ca urmare a reglementărilor în vigoare și a cheltuielilor care sunt prevăzute în legea bugetului de stat, ești obligat să te împrumuți dacă nu ai veniturile respective. Veniturile îți provin din niște împrumuturi. Noi ne împrumutăm pentru că am fost obligați de guvernarea PSD și de cheltuielile nesăbuite pe care le-au declanșat ei, fără să aibă venituri, dar ne împrumutăm mult mai ieftin decât ei. Costul finanțării, de când ne-am așezat noi la putere, datorită unei calmări a inflației, datorită unei încredere a mediului financiar bancar, datorită unei încredere a mediului de afaceri în guvernarea noastră, se și vede. Ei s-au împrumutat cu 4,6%, noi ne-am împrumutat cu 3,3%, la diferență de mai puțin de un an. Despre ce vorbim? Cum să acuzi Ministerul Finanțelor? Păi Ministerul Finanțelor, dacă nu se împrumută, nu poate să facă față cheltuielilor. Da, avem bani nu poate să moment. Plătească contractele, pensiile, salariile în sectorul public, nu poate să facă față cheltuielilor care sunt angajate în conformitate cu legile în vigoare. Indiferent de procedura de deficit excesiv și felul în care o explicăm public, important pentru omul de acasă este să aflăm dacă există sau nu bani de pensii și salarii, dar vă propun să ajungem și acolo, avem mai multe chestiuni pe agendă. Vreau să ne întoarcem puțin, aseară Traian Băsescu spunea despre dumneavoastră, la cum îl umilește Iohannis pe Ludovic Orban, doar îl desconsideră, nu îl va numi premier pe termen lung, bănuiesc că sunteți la curent cu declarația făcută, cum că e un pic ciudat să fie Orban întâi, Orban doi, vă rog. Faptele dovedesc contrariu, eu nu sunt aici să comentez declarațiile care nu au nicio bază în realitate. Relația dintre președintele Iohannis și mine este o relație cât se poate de bună, de colaborare, de cooperare, care a și dat roade de-a lungul timpului, ca atare astea sunt niște vorbe, așa spuse în vânt, aruncate în vânt fără niciun fel de bază. Riscați să pierdeți tot, inclusiv partidul, după cum spune Traian Băsescu? Iar îmi puneți întrebări despre ce zice acest cetățean. Acest cetățean a fost 10 ani președinte, poate să își vadă liniștit de mandatul din Parlamentul European, n-are nicio bază să comenteze în vreun fel realitatea din Partidul Național Liberal, realitatea relațiilor dintre președinte și mine, ca atare, atâta timp cât contrariul dovede realitatea ultimilor ani dovedește total contrariul spuselor sale. De ce mă puneți pe mine să comentez niște... Știți cum e? Un nebun aruncă o piatră și 100 de înțelepți se chinuie să găsească piatra respectivă. Pentru că încercăm, domnule Orban, și cred că și cei premierul de acasă sunt României foarte... după alegeri va fi candidatul partidului care câștigă alegerile. Obiectivul meu ca președinte al Partidului Național Liberal este câștigarea alegerilor și locale și parlamentare. Parlamentare anticipate, că ăsta este obiectivul nostru, și în mod evident, dacă vom câștiga alegerile parlamentare anticipate, eu sunt candidatul Partidului Național Liberal, eu voi fi propus, președintele m-a numit de două ori premier, m-a desemnat de două ori premier, cum ar putea președintele după victoria Partidului Național Liberal să nu desemneze candidatul Partidului Național Liberal la funcția de premier? În politică știți la fel de bine ca și mine că orice e posibil. Doamna, ascultați-mă, de 3 ani de zile sunt supus unei intoxicări sistematice, fără niciun fel de bază în realitate, care permanent au încercat să arate că n-am relații bune cu Iohannis, că urmează să fiu schimbat de la conducerea Partidului Național Liberal. Până acum sunt posturi de televiziune care au organizat zeci și sute de congrese. Pe știri. În realitate nu s-a făcut niciun fel de congres. Între timp, am adus Partidul Național Liberal la un scor de peste 40%, am câștigat europarlamentare, alături de președinte am asigurat victoria referendumului pro-justiție, care a închis aproape definitiv discuția și atacurile, asaltul nebun al PSD-ului împotriva independenței justiției.
Împreună cu președintele Iohannis am câștigat alegerile prezidențiale, am oprit guvernarea PSD prin moțiunea de cenzură și am instalat un guvern care în 3 luni de zile a reparat extrem de multe lucruri și a făcut o mulțime de lucruri la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Ăsta este adevărul. Restul, ce inventează unul sau altul, din niște motive pe care numai ei pot să le, fără niciun fel de bază în realitate, sunt minciuni gogonate și, după părerea mea sincer, eu sunt un om care am fost jurnalist. Nu trebuie luate în seamă și nu trebuie să fie o bază de discuție. Sunteți mulțumiți pentru că tot ați revenit cu lista de miniștri și îi regăsim pe toți cei pe care i-am văzut și în cabinetul precedent. Sunteți mulțumiți de activitatea miniștrilor? Din moment ce m-am prezentat cu aceeași componență a guvernului, înseamnă că sunt mulțumit de activitatea fiecărui ministru. Ați avea nuanțe de făcut la anumite ministere? Nu am nuanțe de făcut pentru că nu există nuanțe. Atâta timp cât eu sunt mulțumit de activitatea lor, am mers în continuare. Guvernul este o echipă care funcționează, există comunicare între noi, există determinare în punerea în practică a programului de guvernare, realizarea obiectivelor, soluționarea problemelor oamenilor și atâta timp cât lucrurile s-au desfășurat conform așteptărilor mele și eu sunt mulțumit de activitatea ministrului, n-am niciun fel de motiv să schimb un ministru. Bun, haideți să vorbim, să ne întoarcem la anticipate. Doamna zice, despre remaniere s-a vorbit din a doua săptămână, mi s-a pus întrebarea, vreți să faceți o remaniere după 2 săptămâni? Despre românii se grăbesc în general și mai ales în clasa politică românească. Despre ce vorbim? Asta de numai unii... de ce se pune asta? Cum să vă spun? Stilul ăsta de a pune întrebare e ca să arunce așa o umbră de îndoială asupra activității nu numai a unui ministru, ci asupra fiecărui ministru. Adică, vezi, doamne, de aici s-ar putea trage concluzia că sunt unii miniștri care nu fac performanță. Păi miniștrii noștri sunt cu 10 clase peste toți miniștrii care au fost în guvernările anterioare din ultimii 3 ani și ceva. Sunt oameni pregătiți, cinstiți, muncitori, oameni deschiși care comunică cu oameni. Știți ce nu ne-a făcut PSD-ul? Știți ce ne-a făcut PSD-ul? Dacă dat, vă uitați la sănătate sau la educație... Ne-a dat telefoanele mobile, doamna Zeicescu. Deci au făcut campanie pe online, plecând de la o postare a unei jurnaliste al cărei nu-i dau numele, care ne-a dat numele de telefon mobil personale ale fiecărui membru al guvernului. Și am fost supuși unui atac, unui bombardament de telefoane din partea cetățenilor care au vrut să verifice validitatea sau să vorbească cu noi. Până la urmă s-au fript, pentru că și în ce mă privește pe mine și ce mă privește cea mai mare parte dintre miniștri, s-au arătat cât de deschis suntem noi și cât de ușor abordabil de către cetățean. Bun, ori, în aceste stați așa condiții... o secundă. Aveți colegi, și mi-aduc aminte de declarația lui Rareș Bogdan, care totuși îi taxa pe unii dintre miniștri, numind 2, 3, 4 miniștri, care nu sunt în cea mai bună poziție în guvern și în partea de comunicare. Decizia de a merge pe aceeași formulă de guvern a fost luată de biroul executiv al Partidului Național Liberal, un vot în unanimitate. Înseamnă că partidul își asumă în continuare la care au participat, cred că 32 din 35 de membri ai biroului executiv. Când avem, în opinia noastră, după cum arată calculele în acest moment și strategia partidului anticipate, când am putea să ajungem? Pentru că se tot discută. Cât apropo, mai repede posibil. Odată cu localele? Odată avem cele 60 de zile care sunt prevăzute în Constituție pentru derularea procedurilor până la momentul anticipatelor, adică respingerea a 2 propuneri de guvern, președintele la 60 de zile, începând cu data de ieri, cu depunerea listei guvernului și a programului de guvernare de către premierul desemnat. Deci începând de ieri avem 60 de zile pe la care trebuie să deruleze cele 2 respingeri, astfel încât președintele la finalul celor 60 de zile să poată să dizolve Parlamentul. Odată cu dizolvarea Parlamentului, se va stabili data alegerilor. Noi am emis special o ordonanță de urgență în acest sens, ca să reglementăm situația anticipatelor, plecând de la termenul constituțional care este prevăzut, pentru că, în conformitate cu prevederile constituționale, alegerile parlamentare trebuie organizate în cel mult 90 de zile față de momentul dizolvării Parlamentului. Ori, am prevăzut datele de asemenea natură, după părerea mea sunt posibile organizarea alegerilor parlamentare pe 14, 21, 28 iunie, adică într-o perioadă de timp rezonabil.
Bun, vreau să le reamintesc celor de acasă că ne puteți vedea în acest moment direct atât pe Facebook cât și pe site-ul nostru gândul.ro, acolo unde suntem în acest moment în direct împreună cu premierul Ludovic Orban. Sunt multe chestiuni legate și de pensiile speciale. Una dintre întrebări se referă cum va rămâne chestiunea pensiilor speciale, domnule Orban. Așteptăm pronunțarea Curții Constituționale, indiferent de pronunțarea Curții Constituționale. Noi vom pune în practică obiectivul nostru de a asigura calculul pensiei ca principiu de bază, folosind ca principiu de bază principiul contributivității, evident, cu excepția pensiilor cadrelor militare. Asta a fost decizia noastră politică. Contextul în care a fost adoptat proiectul de lege depus de colegi de-ai mei din Parlament a fost un context de asemenea natură încât a suscitat toate discuțiile și atacurile ulterioare la Curtea Constituțională. Noi am pregătit o echipă care face un studiu amplu privitor la sistemul de pensie din România, evoluția sistemului de pensie din România, nedreptățile, inechitățile din sistem, un studiu comparativ al sistemelor de pensii, mai ales sistemele de pensii care funcționează în alte țări din Uniunea Europeană, ca să avem un model foarte clar, și pregătim o amplă revizuire a legislației care, într-adevăr, să permită un sistem de pensii, în primul rând, sustenabil pe termen mediu și lung, pentru că nu poți să-ți permiți să construiești un sistem de pensii și să te trezești la un moment dat când nu mai ai resursele financiare pentru... Suntem în risc acum, domnule Orban, apropo de plata pensiilor și a salariilor, pentru nu că... Nu există în momentul de față niciun fel de risc. De altfel, noi am și prevăzut sumele necesare pe anul 2020 pentru a susține creșterea pensiilor prevăzute în lege. Pe de altă parte, am anunțat public, n-am făcut niciun fel de secret, urmărim cu mare atenție evoluția economică. Urmărim cu mare atenție evoluția încasărilor la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat. De asemenea, încercăm să construim niște prognoze realiste care țin cont și de situația internațională, astfel încât să luăm decizii care stau în picioare. Decizii, vom crește pensiile cu siguranță. Nu există niciun fel de dubiu în privința asta, dar nu pot să spui acum 100%. Deocamdată am prevăzut sumele necesare pentru a crește în conformitate cu legea pensiilor aflată în vigoare. Bun. Mergem mai departe. Sunt întrebări de la cei de acasă. Puteți să dați o ordonanță de urgență și pentru alegerea primarilor în două tururi? Nu a fost în interesul PNL? E adevărat, pe alegerea primarilor în două tururi ne-am angajat răspunderea în fața Parlamentului. Ce altă soluție mai bună putem să găsim? Ne-am angajat răspunderea în fața Parlamentului. Am pus mandatul pe masă pentru a impune această alegere a primarilor în două tururi. Faptul că s-a construit o majoritate împotrivă nu ni se datorează nouă. De unde să știm, de exemplu, că un partid care până la data respectivă susținuse în sute de declarații publice alegerea primarilor în două tururi, se răsucește pe ultimul moment și votează moțiunea de cenzură. Nu, dau nume că știe toată lumea despre cine e vorba. De unde să știm că o altă formațiune, numai pe tema asta, susține o moțiune de cenzură? Ce ați înțeles din genul acesta de piruiete politice, domnule Orban? Pentru că, până la urmă, trec peste doamna Zăicescu, momentul pe din mine Parlament. Mă interesează să pun în practică o strategie coerentă a Partidului Național Liberal, pe care am și pus-o în practică, s-a văzut foarte clar, de rupere totală a oricărei legături și oricărei discuții cu PSD-ul, atâta timp cât PSD-ul se comportă așa cum s-a comportat în ultimii 3 ani de zile. La ora actuală, PSD-ul este un mare inamic al României. În continuare, după plecarea doamnei Dăncilă și pe domnul Șelacul vizualizație... După plecarea lui Dragnea, după plecarea lui Dăncilă, aproape nici nu contează cine este președinte la PSD. Dacă PSD nu se reformează și nu înțelege că nu mai poate să facă politică în felul în care a făcut politică în ultimii 30 de ani, adică aproape ca un partid comunist, da? Cu minciunile gogonate pe care le-au, cu suprarealismul declarațiilor, cu campaniile de intoxicare, cu promisiunile evident imaginare, care n-au absolut niciun fel de suport în realitatea economică, cu utilizarea abuzivă a pârghilor de putere, cu călcarea în picioare a demnității cetățeanului, a drepturilor și libertăților fundamentale ale celor care li se opun, cu modul în care a tratat mass media și mai ales mass media independentă. Nu se mai poate face politică. Lumea s-a schimbat.
A ajuns la maturitate generația celor care s-au născut după Revoluție, care vor altceva, vor o societate dinamică, democratică, o societate deschisă, o societate aflată în evoluție, care să se modernizeze, care să pună pe prim plan cetățeanul, demnitatea cetățeanului, libertatea cetățeanului, dreptul de a face carieră, dreptul de a deschide afaceri, de a avea inițiativă în orice domeniu din societate. Nu mai putem menține sistemul ăsta de baronat cu conducere abuzive, care să controleze toate structurile administrative ale statului. S-a schimbat societatea, lumea vrea altceva. Da, nu știu dacă programul de guvernare lămurește cumva sau se adresează celor care poate fac parte dintr-o altă generație, domnule Orban, pentru că nu e prima oară când s-a spus despre PNL că are o variantă așa ușor îmbătrânită, care putea să fie un pic mai fresh ca partid, mai ales în așteptarea. Ce sau pentru... prin fresh? Înseamnă oameni tineri, înseamnă oameni noi, înseamnă o reformare completă a mentalității. Doamne, zice, de când sunt președinte al Partidului Național Liberal, am promovat sistematic figuri noi, figuri proaspete. În Partidul Național Liberal s-au înscris peste 25.000 de oameni, cei mai mulți dintre ei tineri. Am dezvoltat organizațiile de studenți, inclusiv în cluburile de elevi. Am dezvoltat cluburi de elevi pentru a atrage tineri. Eu sunt într-un contact permanent cu toți tinerii. Știu, îi simt, caut să înțeleg, să adaptez orice decizie. Promovarea, chiar dacă la nivel de miniștri am pus oameni mai experimentați, că totuși nu poți să pui oameni care n-au niciun fel de experiență politică, administrativă, managerială, care să n-aibă. Uitați-vă în linia a doua. În linia a doua am numit secretar de stat oameni cu vârsta între 30 și 40 de ani. Promovările pe care le-am făcut, gândiți-vă pe cine am ridicat. Am ridicat foarte mulți oameni tineri. Cine s-ar fi așteptat ca eu să-l propun secretar general al partidului pe un tânăr de 29 de ani, Robert Sighiartău, care ulterior s-a văzut că a confirmat. Cine s-ar fi așteptat să îl promovez pe unul cel mai influent europarlamentar român la ora actuală, pe Siegfried Mureșan? Cine s-ar fi așteptat să pun purtător de cuvânt pe Ionel Dancă, venit totuși nu din partid, tot din zona de asta. Am dezvoltat o organizație de oameni de afaceri, cu foarte mulți oameni de afaceri solizi, care sigur nu ies foarte mult în față, pentru că un om care își conduce afacerea are foarte puțin timp ca să facă politică. Am atras oameni din toate segmentele, am dezvoltat un dialog instituționalizat cu tot ce înseamnă structura societății civile, patronate, asociații profesionale, organizații neguvernamentale de profil. Ce altceva poți să-i cer Partidului Național și Liberal? Cu toată, mai modern, și cu mai această... apropiat de oameni și mai... Astea sunt niște păreri care... Acum, nu întotdeauna tinerețea înseamnă competență, nu întotdeauna tinerețea și... De multe ori tinerețea poate să însemne și oarecare lipsă de experiență. De multe ori oamenii au calități indiferent de vârsta lor. Pot să fie tineri foarte valoroși, de caracter, competenți, și pot să fie foarte mulți tineri care să semene cu... să fi luat mai mult din defecte și din păcatele celor care au făcut politica anterior. Și cu toată această organizare și pepiniere, apropo de persoane tinere și cu expertiză, aveți o uitați-vă problemă la miniștri. La am pus-o pe Violeta Capitalei, Alexandru, am apropo, pus-o pe Victor Costache, am pus oameni... Da, dar să știți că la domnul Costache comunicarea e încă deficitară, la Violeta Alexandru, un om pe care îl respect și care observ că se mișcă foarte bine, deci mai sunt lucruri deconstruite, apropo de echipa guvernamentală. Dar vreau numai să un lucru simbolic, adorma ghișeele, toate pereții aia falși care erau puși, în care pensionarii obligați să se ducă să stea acolo. A pus față în față cetățeanul cu cel care trebuie să-i rezolve problema. Numai asta care e simbolică. Nu zic de faptul că s-au recalculat pensii, erau 14.800 de pensii restante de recalculat și că s-au recalculat pensiile cu o viteză de 5 ori mai mare. La ora actuală sunt mai puțin de 3.000 de pensii de recalculat. Da, ne dorim adică și ca într-o zi Violeta Alexandru să vină aici la Gândul Live. Sunt lucruri și realizări concrete, invitații, și veți vedea că ei au disponibilitatea de a comunica și de a vorbi. Mai fac o precizare importantă. Toți reprezentanții partidelor politice sunt așteptați în acest studio. Cu toate că spuneți că stați bine apropo de recrutare, ca să zic așa, și de tinerii din partid, cum stați cu candidatul la primăria Capitalei, domnule Orban? Când vom lua o decizie legată de acest subiect, o vom face publică. Deocamdată suntem într-o amplă cercetare sociologică, cantitativă, calitativă, care urmărește evaluarea situației, urmărește măsurarea parametrilor diferiților candidați pe care putem să
îi lansăm în bătălia pentru București, urmărim agenda bucureșteanului, vrem să vedem care sunt prioritățile bucureștenilor, nu, pentru că prioritățile noastre trebuie să fie prioritățile bucureștenilor. V-ați supărat pe gardurile din trafic? E una dintre priorități? Nu m-am supărat. Nu, eu am vorbit de cu totul și cu totul alte lucruri. S-a vorbit despre garduri pentru că mi-a răspuns primarul general pe tema gardurilor, că pe alte teme nu putea să-mi răspundă, că am spus că sunt blocate. Dar vreți să le scoateți sau nu, ca să înțeleagă cei de acasă, că sunt păreri extrem de împărțite. De ce, domnule? Gardurile sunt o prostie care nu face altceva decât să îngreuneze traficul, care generează niște consecințe extrem de negative asupra traficului. Sunt de acord să stabilești o separație între calea de rulare pe care merg autovehiculele și tramvai, acolo unde există infrastructură de tip tren, cum e pe linia 41, da? Unde ai, ca și trenul, da? Ai infrastructura suport pentru linia de tramvai, dar când ai infrastructură de suport pentru linia de tramvai, uitați-vă că în toate capitalele europene e așa, unde, da, unde tramvai, diferiți. Doamna Zăicescu, nu suntem diferiți, ba, suntem, da, la fel. Nu suntem europeni, suntem români și cine nu e civilizat se civilizează în timp. Stați liniștite că se civilizează în timp. Până la urmă, până la urmă, și aplicarea legii, da, și presiunea publică a celor care sunt corecți și a celor care sunt civilizați în trafic și respectă traficul, se rezolvă. Până una alta, gardurile n-au făcut nimic. Și dacă o ia, să spun, un vehicul, păi promisiunea a fost că va fi bandă cu dedicație, bandă specială pentru transport public și pentru vehiculele utilitare. Salvări, pompieri, vehiculele utilitare, da? S-a făcut ceva, nu s-a făcut nimic. Acolo, la un moment dat, nici nu știi dacă poți să ieși de pe, dacă cumva te duci pe linia de tramvai. Acolo unde tramvaiul este pe suport de pleci de beton, acolo se permite accesul. E o bandă suplimentară care este folosită după niște reguli, cum era, cum a fost folosită și cum se folosesc în toate capitalele europene. Nu mai bine 10. Ne uităm la partea de infrastructură și din București vedem că sunt... M-am referit în discursul meu de la conferința PNL București la foarte multe probleme, ele nu au fost preluate de media, pentru că media întotdeauna treia lucrurile care sunt mai ușor de, cum să spun, de prezentat, pentru că dacă mi-ar fi preluat, ar fi văzut că m-am referit la toate problemele importante, substanțiale din București. Cum ați fi rezolvat, cum ați rezolva problema traficului din București? Pentru că până la urmă și la urmă, indiferent că vorbim mi-ar de garduri... Mi-ar lua 10 ore să vă povestesc. Dați-mi în 3 minute o idee. Păi câteva idei sunt simple, ele sunt prefigurate. Ca, unde e cea mai mare aglomerație? Cea mai mare aglomerație e în centru. Pentru că cine vrea să traverseze din nord în sud, cine vrea să traverseze din est în vest, cine vrea să traverseze din nord-est în sud-vest, de regulă trece prin centru. Ca să eviți aglomerarea în centru, se dezvoltă ceea ce se cheamă tangențiale. Sunt în orașele europene, la noi inele circulare. Deja e un inel circular. Ăsta trebuie fluidizat, asigurat verde continuu, prin pasaje, prin tot felul de soluții de evitare a conflictului de circulație. Există măsuri care au fost gândite, de care nu s-a pus nimic în practică. Da? Al doilea inel circular este deja prefigurat. El există în planul de urban, unde nu s-a făcut nimic. Știți, de exemplu, că pasajul care trebuie construit pe doamna Ghica peste Colentina, de fapt, evită conflictul de trafic cu Colentina și este de-a lungul unde s-a și construit un tronson între aproape de Colentina și legătura pe drumul ăla pe patru benzi care se face cu Pantelimonul. E un centru comercial, îmi scapă numele acum. Deci acolo aia face parte dintr-un inelul circular 2. Al treilea lucru, evident, trebuie lărgită la patru benzi și pe zona de sud, numai pe zona de nord, cum am făcut-o lărgirea la patru benzi a centurii actuale cu evitarea tuturor conflictelor de trafic, astfel încât să ai fluiditate și pe centură și fluiditatea la intrarea și la ieșirea în București. Asta cu nu mă întrebați pe mine. Deci am lăsat, în 2008, când am plecat de la Ministerul Transporturilor, am lăsat studii de fezabilitate, documentație tehnico-economică, deci nu l-ați întrebat pe Ministrul contracte de execuție semnate, pe care Ministrul al Transporturilor? Că Ministrul al Transporturilor din echipa mea, domnul Lucian Bode, este de 3 luni ministru. Eu vorbesc să vedem de perioada situația. 2008-2020, în care în 12 ani de zile PSD-ul, care a stat cel mai mult la putere, n-a făcut nimic. Perfect, să ne contractele la de construcție lăsate pe lărgirea la 4 benzi au fost reziliate. De ce? Deci, dacă am fi câștigat alegerile, făceam și lărgirea la patru benzi a centurii de sud, făceam și autostrada de centură, că acum
Vă vorbesc de autostrada de centură. Ca să poți să scoți traficul din București, traficul de tranzit din București, în special traficul de marfă, dar și de călători, trebuie să faci autostradă de centură. Suntem singura capitală europeană care nu avem autostradă de centură. Situația de acum, domnul Orban, este aceasta pe care o prezentați. De acum încolo... O mișcăm înainte peste tot. Cum? Cum? De exemplu... acum suntem la guvernare. Guvernul nu are treabă cu inelul circular 1, cu inelul circular 2 și cu alte soluții. Știți că sistemul de management al traficului pe care s-au plătit 27 de milioane de euro nu funcționează? Care cât de cât are rolul de a crește viteza de deplasare în zonele reglementate cu aproximativ 18-20%. Să reducă timpul cu aproximativ 18-20%. Nu mai zic că el trebuia scos din interiorul inelului circular din zona centrală, pentru că acolo ar fost mult mai eficient și extins și în afara inelului circular. Nu s-a făcut nimic, pentru că noi n-am avut primari. În ultimii 12 ani la capitală, noi n-am avut primari. Noi am avut gargaragii, oameni care au trăit numai din declarații publice, fără să rezolve una dintre problemele fundamentale. Sistemul de energie termică, uitați-vă. Deci ajungem sunt, și acolo, dar stați așa, am o curiozitate. Deci este în colaps. Sistemul de furnizare de energie. Avem în continuare oameni păi care înseamnă că avem modernizare pe rețelele primare, doar de 10% din rețelele primare, 90% din rețelele primare sunt praf. Înseamnă că producem energie electrică și termică cu randamente de sub 50%, când sistemele moderne de cogenerare îți produc cu randamente de peste 85%. Noi, la ora actuală, din banii pe care îi plătește cetățeanul, fie sub forma facturii, fie sub forma subvenției pentru diferență de preț, celorlalte categorii de subvenții pentru energie termică, 80% se duce în aer și, sau în pământ. Și doar 20% este? Vine sub forma de serviciu către locuitori. Și ce facem? Eficientizarea sistemului. Doamne, investiții, am auzit de vreo 15 investiții ani în centuri moderne. Că există bani. Pe lumea asta unde? Există bani privați, bani publici. Păi vă dau un exemplu. Știți că există bani, 178 de milioane, pe care Primăria Capitalei putea să-i folosească pentru modernizarea rețelelor primare de la Radet, bani pe care îi va pierde. Există bani, de exemplu, pentru incinerator, bani din fondurile europene, bani care nu trebuie să-i rambursăm și pe care nu este capabilă să-i absorbă, pentru că nu a fost în stare să găsească o locație și să facă proiectul de asemenea natură încât să putem obține finanțarea respectivă. Bani din fonduri europene, bani pe care nu trebuie să-i dăm înapoi, bani la care avem dreptul și pe care nu o să-i folosească Primăria Capitalei. Păi nu mai bine candidați la Primăria Capitalei? Sunt candidatul Partidului Național Liberal la funcția de prim-ministru. Dar orice candidat al Partidului Național Liberal va avea întreaga expertiză, cunoaștere, pachet de soluții pe care îl am atât eu la dispoziție, cât și echipele cu care am lucrat de-a lungul timpului, care au prefigurat soluțiile pentru Primăria Capitalei. Există vreo șansă în acest sens? Să luați în calcul o candidatură la Primăria Capitalei? Am dat răspunsul la această întrebare. Eu sunt candidatul Partidului Național Liberal la funcția de prim-ministru. În orice condiție, acest lucru nu se schimbă. Din moment ce am dat răspunsul la această întrebare, de ce mă mai întrebați? Pentru că mi se pare că aveți expertiza și vă știu de pe vremea când erați viceprimar și cred că ați putea să mișcați câteva lucruri înainte. Am o expertiză la fel de mare în ceea ce privește problemele guvernării. Iar aici este nevoie de o colaborare foarte apropiată între Primăria Capitalei și Guvernul României. Pentru că foarte multe dintre problemele Bucureștiului trebuie rezolvate într-un cadru care nu ține strict de București. Iar aici nu pot să se plângă cei care au fost primari din partea PSD. Au avut lungi perioade în care au avut și PSD-ul la guvernare și cu toate astea n-au făcut nimic. Da? Stilul clasic românesc... Aici este vorba de o echipă performantă care se cunoască. E un avantaj pentru primarul PNL care dacă va fi ales. Veți câștiga această competiție, este un avantaj pentru că va putea să colaboreze cu un premier și cu un guvern care cunoaște foarte bine problemele capitalei și care este hotărât să rezolve problemele capitale. Și dacă veți avea Consiliul care să ajute, nu? Să fie o majoritate peste tot. Sunt că așa convins ar fi că după dezastrul provocat în administrație de PSD, Consiliul General va fi un Consiliu General de dreapta care să susțină toate proiectele primarului general care va fi de nu vă e teamă că o dreaptă franjurată, așa cum avem acum, va duce la un nou mandat doamna pentru Gabriela Firea? S-a vorbit de dreaptă franjurată. Că păi, putem vi se pare PSD-ul. Că e coagulată? Am bătut PSD-ul noi, ca Partid Național Liberal, în alegerile europarlamentare. Păi vom bate PSD-ul noi, ca Partid Național Liberal. Orice altă formațiune de dreapta care
câștigă voturi și care intră în Consiliul General și în Parlament, este un partener pentru noi. Nu este un partener pentru PSD. Este convins. S-a terminat cu teoria că e un PSD tare. PSD-ul l-am adus la 22-23%. Ăla e PSD-ul. 22-23% în votul populației. El mai coexistă și mai domină doar Parlamentul. Deci el controlează Parlamentul și ține prizonier o întreagă societate care nu mai vrea PSD. De-aia avem alegeri anticipate. Este convins Ludovic Orban în acest moment că viitorul candidat al partidului va câștiga competiția de la București? Normal. Voi susține desemnarea unui candidat care să aibă prima șansă în câștigarea alegerilor la București. Luați în calcul și varianta unui om care să nu fie din interiorul partidului? Vom lua acea decizie care va fi cea mai potrivită pentru a ne duce la câștigarea primăriei capitale. Ați susține și un reprezentant al unei alte alianțe? Nu mai puneți întrebări, de asta v-am dat răspunsul. Vom avea toate datele, toate informațiile, vom lua acea decizie care să conducă la câștigarea alegerilor în București. Bine, mergem mai departe către partea de... suntem cu toții sub spectrul și cu multe semne de întrebare apropo de coronavirus și voiam să vă întreb dacă din perspectiva premierului Ludovic Orban există vreun semn de întrebare, dacă suntem pregătiți în acest moment pentru un eventual caz de coronavirus în România? Stocurile, de exemplu, de biocid, adică substanța care dezinfectează și omoară virus și bacteriile, la rezervele statului sunt zero. Deci în mod normal, pentru că PSD-ul nu a fost preocupat de tema asta. Și n-au achiziționat, n-au făcut achiziții. Noi am adoptat o ordonanță de urgență, tocmai pentru a permite achiziționarea în regim de urgență a tuturor materialelor, echipamentelor, substanțelor necesare pentru a preveni pătrunderea în țară a coronavirusului. De asemenea, au fost, cred că, 3 comitete pentru situații de urgență care au stabilit planul de măsuri, planul de acțiune pentru a încerca să prevenim intrarea în țară. Știți foarte bine, orice cetățean care vine din zonă sau care ar putea fi suspectat că ar putea fi purtătorul virusului, când vine în țară, este ținut 14 zile în carantină. Vom monta la fiecare intrare pe aeroport diferite echipamente pentru a putea să avem informații să luăm măsuri pentru a preveni intrarea în țară a unui om care e purtător al coronavirusului. De asemenea, evident, trebuie să pregătim toate măsurile care se pot lua și în cazul în care se depistează un caz de coronavirus. Din fericire, până astăzi nu avem semnalat niciun astfel de caz. Suspiciunea legată de doamna de la Suceava s-a dovedit neîntemeiată. Și despre studenta de la București, știți ceva? Nu am încă detalii la ora asta, dar vom afla și imediat vom informa orice fel de... S-a rezolvat și problema cu termoscanerele? Termoscanerele trebuie achiziționate în baza ordonanței de urgență. Se va rezolva. De tocmai de asta am dat ordonanța de urgență, ca să nu trebuie să apelăm la procedurile prevăzute de legea obișnuită, care presupun un timp. Putem achiziționa direct, facem o ofertă, cerem mai multe oferte și luăm decizia direct, fără procedura complicată care este prevăzută în legislația în domeniul achizițiilor publice. Întrebări punctuale de la cei de acasă, le mulțumesc pentru curiozități. Pensiile vor fi sau nu mărite cu 40% de la 1 septembrie? Vor crește pensiile, am prevăzut banii, am mai dat răspunsul la această întrebare. Sigur e că punctual, nu pot să vă spun acum 100% că vor fi. Trebuie să vedem evoluția economiei, trebuie să vedem evoluția încasărilor la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat. Trebuie să facem prognozele în funcție și de evoluția economiei pe o perspectivă de cel puțin 3 ani de zile, astfel încât să stabilim. Dar cu siguranță vor crește pensiile. Vorbim de alocații. Vă întreabă cineva dacă vor fi totuși mărite? Și în privința alocațiilor au fost mărite de la începutul anului, în conformitate cu legea care a fost inițiată de Partidul Național Liberal, în care am introdus sistemul care nu exista anterior, ca alocațiile la începutul fiecărui an să fie majorate, astfel încât să recupereze pierderile de putere de cumpărare datorită inflației. Cred că se referă la mărirea produsă în Parlament. În ceea ce privește dublarea alocațiilor, vă spun din start că impactul bugetar este de peste 6 miliarde de euro. Avem? N-avem? Nu avem banii ăștia. Gândiți-vă că am intrat în procedură de deficit excesiv. Gândiți-vă că, deși avem, să spun, pe luna ianuarie un plus de colectare față de plan de 300 de milioane,
trebuie să vedem consolidat pe 6 luni, să vedem care este evoluția, să vedem ritmul de creștere economică, mai ales vedem prognozele privitoare la evoluția economiei românești. De altfel, PSD n-a făcut lucrul ăsta în mod constant. Noi va trebui să-l facem în legea responsabilității fiscale înainte de rectificarea bugetară. Este obligatorie prezentarea de către Ministerul Finanțelor a unui raport privind evoluția economiei și a bugetului, care trebuie să stea la baza rectificării bugetare, să fundamenteze orice decizie care se ia la rectificarea bugetară. Ce pot să garantez este că suntem oameni responsabili. Sigur că ne dorim creșterea oricărei categorii de venit, dar orice creștere va fi realizată într-un context al realităților economice, pentru că altfel vrei să faci bine, că știți vorba aia, drumul spre iad e pavat cu bune intenții. Riscăm să aruncăm în aer, nu, e o vorbă, riscăm să aruncăm în aer economia, bugetul, imaginea externă a României dacă luăm decizii pentru care nu există un suport serios în economie. Bun, cu cine veți face alianță pentru a fi sigur de guvernare în următorii 4 ani? Ce sens alianță? În parlamentară, bănesc. În niciun caz cu PSD. Dar? Vom vedea cine intră în Parlament, cine este apropiat ca viziune de noi, cine e dispus să negocieze un program de guvernare care să coincidă cu viziunea noastră asupra dezvoltării României, o să avem parteneri. V-a deranjat declarația de la Parlament a domnului Ponta legată de clinicile de dezalcoolizare? Ce ați înțeles? Nu te poate deranja decât un adevăr deranjant. Atâta timp cât este o minciună gogonată declarația domnului Ponta, nici măcar nu m-am străduit să-i dau un răspuns. Bun. Domnule Orban, mai cântați la mandolină? Nu se numește mandolină, doamna Zece. Erau... Se numește chitară. Chitară. Pără, eu cred că a ști să cânți la un instrument muzical, mai degrabă este un plus. Doamne ferește, nici n-am spus că era un minus. Nu prea mai am timp, vă mărturisesc. Dar când prind câteva minute, normal. Deci știm de prea mulți ani și de asta. Mi-aduc aminte de vremurile acelea în care părați ceva mai relaxat. E greu să fii premier? Porți răspunderea în interesul societății. Orice decizie pe care o iei la nivel guvernamental afectează zeci de mii, sute de mii, milioane de oameni, sau poate afecta societatea în ansamblu. Din cauza asta, răspunderea este foarte mare și dacă ești un om sensibil care într-adevăr îți pasă de soarta semenilor tăi, normal că este o încărcare extrem de mare, pentru că trebuie să fundamentezi orice decizie, trebuie să cauți ca în spatele oricărei decizii să ai minime garanții că deciziile respective vor duce la consecințe favorabil. Ludovic Orban, mulțumesc, vă mai aștept la Gândul Live. E important și vă mulțumesc vouă pentru mesaje. Sper că am răspuns la toate întrebările voastre. Dacă nu, cu siguranță aici la Gândul Live o să mai avem ocazia. E o perioadă plină în plan electoral și în plan politic. Mergem mai departe, apropo de veștile la care făceam parte, la care făceam referire legat de coronavirus. Niciun român venit din China nu are coronavirus. Testele au arătat asta, deși unii dintre ei au prezentat simptome asemănătoare. Cu toții au fost plasați în carantină pentru 14 zile. Cu toate detaliile vine colega noastră, Ana Maria Gagea. Ana, te ascultăm. Până acum, toate persoanele care au ajuns în țară și au avut contact cu zonele afectate de virusul mortal au fost plasate în carantină pentru a fi supravegheate. Asta, bineînțeles, după ce au fost testate. Unele persoane se află în carantină într-un loc special amenajat din București, iar altele la domiciliu. În momentul acesta sunt aproximativ 20 de oameni suspectați. Asta s-a întâmplat și în cazul celor 2 români care au ajuns duminică seara în România. Aceștia nu prezintă simptomele specifice coronavirusului, însă au fost plasați în carantină pentru a fi testați și, conform procedurilor, vor rămâne încă 14 zile sub supraveghere medicală. Aceștia au fost aduși din China prin Germania și au ajuns în București cu aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române. Cei doi nu sunt singurii români aflați în carantină.
O româncă venită din China sâmbătă noaptea a fost preluată de pe aeroport de medici și dusă la Institutul de Boli Infecțioase Matei Baș pentru a afla dacă are sau nu coronavirus. Deși nu prezenta simptomele specifice infecției cu coronavirus, tânăra a fost testată și urmează să stea în carantină pentru următoarele 14 zile. Acestea au fost informațiile. La revedere! Da, o să vă dau detalii apropo de China, un nor de dioxid de sulf. Vorbim de cantități mari de dioxid de sulf. Au fost detectate de serviciul de meteorologie windy.com deasupra orașului Wuhan. Acest gaz incolor irită pielea, ochii, nasul și gâtul, are un miros înțepător și provine de la arderea cadavrelor. Această concentrație ridicată poate confirma teoria că nu a fost raportat numărul real al morților, care ar fi fost mult mai mare decât cel anunțat oficial. Vă reamintesc că liderii chinezi sunt cei care au ordonat incinerarea tuturor cadavrelor din zonele afectate de coronavirus. O concentrație ridicată de dioxid de sulf a fost detectată și asupra orașului Chongqing, aflat și el în carantină din cauza de coronavirus. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, expunerea prelungită la acest gaz duce de asemenea la afectarea sistemului respirator. Invitatul meu acum în studio, aici la Gândul Live, este Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și reprezentantul României la OMS, proaspăt întors de la Geneva, de la întâlnirea cu tematică clară coronavirus. Mulțumesc, domnule Rafila. Și cu tematică coronavirus. Nu mai e ceva mai important decât coronavirus sunt zilele multe, astea? Sunt multe teme pe agenda Organizației Mondiale a Sănătății. Sigur că discutăm despre urgență epidemiologică, dar și celelalte lucruri care... Încep cu accesul la tratament al oamenilor de pe această planetă și terminând cu programele de vaccinare sunt pe agenda organizației. Bun, să începem cu noutățile legate de coronavirus. Ce sentimente încearcă pe cei de la OMS în perioada asta? Există o îngrijorare în mod evident. Acum aș începe și cu un mic comentariu referitor la comentariul dumneavoastră anterior. Sigur, dioxidul de sulf poate să provină de la incinerarea cadavrelor, nu neapărat umane. Și ce vreau să vă spun este că pe teren, în Wuhan și nu numai în Wuhan, sunt foarte multe echipe ale Organizației Mondiale a Sănătății și mă îndoiesc că ar putea să existe o discrepanță așa de mare între numărul de decese raportate oficial și, așa zis, număr imens de decese care să genereze aceste cantități de dioxid de sulf. Deci nu credeți că s-ar ascunde Eu cifrele? Eu nu cred. Pot să fie, mici diferențe, dar nu cred că lucrurile sunt atât de diferite între raportările oficiale și situația reală din teren, pentru că, vă spuneam, sunt foarte multe echipe ale organizației pe teren, ori ei ar sesiza dacă ar exista o astfel de situație și cu siguranță ar raporta-o și n-am auzit nici măcar rumori referitoare la o astfel de posibilitate. Acum, care e situația acolo și ce perspective avem? Sunt un număr de îmbolnăviri noi în fiecare zi. Marea majoritate a acestor îmbolnăviri sunt în Wuhan. 99% din totalul cazurilor sunt în China. Iar în ceea ce privește mortalitatea, avem un singur deces înregistrat în afara Chinei. Deci, practic, discutăm de o boală care afectează regiuni întinse dintr-o singură țară. Există și un noroc aici, dacă vreți, în sensul că autoritățile chineze au putut să ia măsuri extrem de riguroase, ca să folosesc așa un termen mai puțin dur, încât să avem speranța că această epidemie va fi ținută sub control și sunt astfel de semne. Și primul la semn fel și... ca epidemia SARS, adică da, să se termine în 6 luni, da, aproximativ? S-ar putea cu două condiții și o să vă spun imediat care sunt cele mă sperie condiții. Când au două condiții, e clar că ceva prima e prima condiție variabil. Este că acest trend care s-a înregistrat în ultimele 4-5 zile, ca numărul, nou de numărul de cazuri noi înregistrate să se stabilizeze și chiar să scadă, și lucrul ăsta, dacă o să urmăriți, numărul de cazuri noi care au fost înregistrate în ultimele 6 zile, cu o singură excepție, a fost descrescător și am ajuns practic de la peste 3500 de cazuri noi zilnic la circa 2500 de cazuri noi zilnic. Și dacă acest trend, și o să urmărim împreună, va scădea, deci va fi descrescător, se va păstra acest trend,
atunci putem să sperăm la închiderea epidemiei. Asta e prima condiție și se referă la China. Cea de-a doua condiție este ca infecția să nu se transmită susținut în comunitate, în alte țări. Până acum nu s-a întâmplat acest lucru. Noi avem de la câteva cazuri la câteva zeci de cazuri în alte țări, iar transmiterea a fost extrem de limitată și cazurile acestea care au fost identificate, precum și contactii lor, sunt ținuți sub observație, tratament sau observație, după funcție de situație. Dacă infecția nu se va răspândi într-o altă țară cu un sistem de sănătate mai puțin dezvoltat și care nu poate să ia măsuri așa de riguroase cum a luat China, care să devină ca un fel de țară gazdă din nou. Exact, okay. Atunci sigur că există acest risc. Deci astea sunt cele două condiții care... Există vreun semnal că într-o anumită în zonă... În momentul de față nu există semnal. Vedeți că cele mai multe cazuri sunt înregistrate în afara Chinei, în Japonia, de exemplu, în țară care are un sistem de sănătate extrem de avansat și nu cred că acolo sunt problemele. Eu nu vreau să nominalizez neapărat o anumită țară, dar totuși China se învecinează cu multe alte state cu sisteme de sănătate mai puțin sau mai mult avansate. Și atunci, sigur că este o mare îngrijorare, mai ales că noi ne referim de obicei la transporturile aeriene atunci când discutăm de controlul persoanelor. Sigur că dacă ne raportăm la Europa sau la Statele Unite, atunci discutăm aproape exclusiv de transportul aerian, dar gândiți-vă că există și transport terestru, feroviar sau auto în țările din jur. Știu că și acela este limitat, dar există o posibilitate de trecerea unor persoane infectate pentru că persoanele sunt contagioase, ca să vorbim așa, dar nu prezintă tuturor, simptome înainte evidente. De apariția, nu, înainte de apariția simptomelor. Deci ăsta este unul dintre riscuri. Dacă... E diferit, domnule Rafila, nu mă pricep, da. E diferit, apropo de coronavirus, din punct de vedere clinic cumva, faptul că ești contagios înainte să ai simptome evidente, că noi știam la noi, la răceală și la gripă, că ești contagios când începi să-ți curgă nasul, să faci febră. E adevărat, dar gândiți-vă că și atunci, chiar când se întâmplă lucrul ăsta, e o perioadă de tranziție, dacă vreți, ai o zi înainte în care ești contagios și... ulterior apar simptomele. Cam așa se întâmplă și aici, doar că perioada de contagiozitate e puțin mai lungă, 2-3 zile, având în vedere că și incubația acestei boli este variabilă. Dacă incubația medie, adică timpul între contactul infectant și apariția simptomelor, este de aproximativ 5-6 zile, există extreme și poate fi între 2-3 zile și 14 zile. Și ăsta e și răspunsul de ce persoanele sunt menținute în carantină sau sub observație timp de 14 zile, pentru că aceasta este durata maximă posibilă pentru incubația infecției cu noul coronavirus. Cum stăm în România? Până în acest moment există vreo vulnerabilitate pe vreunul dintre cazuri? Cazurile publice, mă rog, de care știm. Da, nu, și publice și... Mai puțin acelea... publice? Nu, ce-i verificat? Sunt toate cazurile care sunt verificate, nu sunt probleme deocamdată. Sunt câteva persoane care sunt în carantină, care vin din zona afectată din China. Există niște definiții de caz, ce înseamnă persoană simptomatică, ce înseamnă suspectă sau persoană asimptomatică. Noi discutăm de cazuri asimptomatice. Singurul caz care avea simptome era acela de la Suceava, dar s-a dovedit până la urmă că nu era vorba de infecția cu coronavirus, ci de infecție gripală. În rest, avem doar persoane care au stare aparentă de sănătate și atunci ele sunt monitorizate în condiții de izolare timp de 14 zile, așa cum v-am spus. Nu avem această situație, dar nu înseamnă că nu poate să apară și în România, cum au apărut în foarte multe țări europene, unul sau mai multe cazuri. Dacă apar, suntem, să spunem, pregătiți. Important este să nu apară discret, adică cineva care este infectat să nu fie identificat, vine de exemplu pe o rută terestră pentru că mai sunt încă zboruri în Ungaria, cred, sunt zboruri, sigur nu zboruri directe, dar zboruri cu conexiuni cu China și pot să vină și pe frontierele terestre. Călătorii sunt informați și la nivelul acestor frontiere, dar bineînțeles că ține aici importantă și responsabilitatea fiecarei persoane care știe că vine din China. Ce sfat le-ați dat? Deci dacă se zice am trecut prin China, nu trebuie să facă altceva decât să declare acest lucru la postul de frontieră, există un document, se completează cu datele personale, încât persoana este sfătuită să stea la domiciliu cele 14 zile, nu se întâmplă nimic altceva.
poate să primească și concediu medical dacă cumva lucrează, având în vedere acest lucru, și primește un număr de telefon unde poate să sune în cazul în care apar simptome de răceală, nu trebuie să apară altceva, și atunci asigur că intrăm în procedura de testare a persoanei, se transmite proba, nu persoană, și în cazul în care este negativă, lucrurile reintră normal. Dacă cumva este pozitiv, atunci asigur că trebuie transferat într-un spital de specialitate. Inițial se propune pentru primele cazuri, dacă vor exista, să fie Institutul Matei Balci, dar există și spitalele de boli infecțioase din Cluj-Napoca și Timișoara care sunt pregătite să primească potențial pacienți. Da, putem face față acum apariției în unor momentul, cazuri de coronavirus în România? În momentul de față, da. Dar sigur că dacă discutăm de o teoretică extindere a infecției la nivel național cu foarte multe cazuri, sigur că atunci pot apărea probleme pentru sistemul de sănătate, dar lucrul ăsta nu e valabil doar pentru România, e valabil pentru orice țară și de fapt măsurile extrem de dure pe care le-au luat autoritățile chineze tocmai asta urmăresc, să nu se ajungă în situația ca și alte state să fie afectate și atunci dacă ai un număr foarte mare de îmbolnăviri într-un timp relativ scurt, atunci putem să intrăm într-o dificultate pentru că aproximativ 20% dintre cei care sunt infectați cu acest nou coronavirus prezintă forme grave de boală. 20%? 20%. Da, 20%. Deci din totalul celor care sunt infectați, exact. 20% fac forma gravă. Forma gravă, exact. Forma gravă ce înseamnă, domnule forma Rafila? Forma gravă înseamnă că au insuficiențe respiratorie, necesită echipamente speciale care să indiferent susțină... de faptul că n-au patologii, alte patologii. Pot să răspund imediat și la întrebarea dumneavoastră. Forma gravă, deci procentual avem 20%, este adevărat însă, ca să pot să răspund la întrebare, că dintre decese 75% au fost la persoane care aveau și alte patologii, iar 70% la persoane cu vârsta de peste 60 de ani. Deci avem și elemente care arată că anumite categorie de populație cu comorbidități, cu mai vârstnice, sunt cele care sunt mai expuse riscului unor infecții mai serioase, mai grave. Ce mi se pare interesant din perspectiva, mai ales că sunteți președintele Societății de Microbiologie, din perspectiva omului specializat la acest nou virus? Este o... Deci cel mai mult mi se pare, și asta e foarte important și e valabil și pentru gripă, de exemplu, pentru gripa aviară, pentru gripa porcină, așa zisă gripă porcină, că e bine să trăim fiecare în habitatul nostru, să nu trăim împreună cu animalele, mai ales cu cele pe care le mâncăm, extrem de apropiați, și ar trebui să respectăm niște condiții de igienă minime ca să evităm ca aceste microorganisme să se adapteze trecerii la om, pentru că despre asta discutăm. Deci e microorganisme care produceau infecții la animale, datorită acestui contact apropiat, au reușit să sufere mutații care a făcut inițial posibilă transmiterea de la om de la animal la om și ulterior transmiterea interumană. Ăsta este de fapt pericolul care și în cazul gripei aviare este exact același lucru. Virusul aviar se adaptează trecerii la om, suferă niște mutații, recombinări, inclusiv prin interacțiune cu virusurile gripale umane și se adaptează trecerii la om și ulterior, dacă cumva transmiterea interumană este susținută, poate apărea așa numita pandemie despre care am discutat și cu care ne-am confruntat în anul 2009, mai ales că în anul 2009 de asta se numea gripa porcină, era un virus gripal care producea infecții de obicei la porc și care s-a adaptat pentru transmiterea interumană. Norocul a fost atunci că n-a fost un virus înalt patogen care să provoace o mortalitate extrem de mare și care să pună serios în pericol țările lumii. 3 minute până la final, 2 întrebări. Ce știți de cazul studentei venită pe ruta Dubai-București, tot din China? Da. Înțeleg, au apărut rezultatele testelor? Da. A fost negativă de la început, s-a și comunicat acest lucru. Ea este izolată, în carantină, urmează să respecte această procedură de 14 zile.
Deci nu e niciun fel nu de problemă. Nu e nicio confirmare. Era ultimul caz pe care îl verificam. În această dimineață apăreau informații care se băteau cap în cap. Apropo de vaccin, domnule Rafila, la întâlnirea de la OMS de la Geneva, se poate discuta de un viitor vaccin în acest sens? Da, se poate discuta. Există cercetări în acest sens. Gândiți-vă că pentru Ebola a fost pus la punct un vaccin care a devenit disponibil. Sigur, lucrurile sunt diferite. Acolo era într-o zonă relativ izolată din Africa, cu legături mai slabe cu restul lumii, dar totuși s-a reușit obținerea unui vaccin. Important este să obținem un vaccin atât timp cât există amenințarea acestei epidemii, pentru că e foarte posibil să obținem un vaccin și ulterior, adică când o să mai fie cazul, cum s-a întâmplat, de exemplu, și pentru SARS în anul 2002, vaccinul a fost pus la punct, dar practic când a fost pus la punct la vaccinul, n-a mai fost nevoie. Exact. Să sperăm că facem vaccinul degeaba într-un timp. După ce că abia i-am convins pe cei care ne urmăresc să gândească pro-vaccinare, acum va fi foarte dificil și foarte complicat să le spunem, știți, va trebui, există posibilitatea să faceți un vaccin care să fie împotriva coronavirus. Eu cred că interesul și o să fie foarte mare și receptivitatea generală la un eventual vaccin, dacă, Doamne ferește, să ajungem în situația în care epidemia aceasta se generalizează la nivel planetar. Eu sper să nu ajungem în situația să avem nevoie de vaccin, așa cum vă spuneam, și să reușim să, cel puțin noi ca țară, să putem să identificăm toate cazurile, dacă se poate spune așa, care ar putea să fie suspecte și să evităm orice fel de întindere în comunitatea unei posibile infecții cu coronavirus. O ultimă întrebare, spunea ministrul Vela, apropo de la interne, apropo de termoscanerele care încă ne lipsesc, dar pe care urmează să le achiziționăm, ele sunt vitale în a depista sau pur și simplu doar dacă vitale, suntem... Nu sunt vitale, sunt fac screening, cum se spune. Asta nu înseamnă că, sigur, ele ne ajută, dar asta nu înseamnă că reușesc să identifice toți pacienții cu febră. Pe de-o parte, sigur, identifică 90% dintre ei, să spunem, deci este un pas înainte. Ulterior sunt consultați și așa mai departe, dar chestiunea cu febra, în contextul, dacă nu, persoana respectivă nu are niciun fel de legătură cu China sau contact cu o persoană venind din China care ar fi putut fi infectată, nu are de ce să se teamă, adică nu, mai ales că a existat în populație o temere legată de orice contact cu un cetățean chinez, n-are nicio legătură dacă el... Deci dacă vorbim cu un cetățean chinez nu de origine asiatică, nu se întâmplă nimic dacă cumpără mărfuri chinezești, dacă merge la restaurantul chinezesc. Au fost multe persoane care au evitat inclusiv să meargă la un restaurant chinezesc pe motiv că ar putea să fie în pericol. La restaurant ai alte pericole, dar nu legate de infecția cu coronavirus. Mulțumesc, Alexandru Rafila, președintele Societății de Microbiologie și reprezentantul României la OMS. Așteptăm să vedem cum evoluează și slavă cerului să fie pe varianta în care să scadă cazurile și în China și să ne liniștim și cu această patologie. Mulțumesc din suflet, mergem mai departe și vreau să mergem rapid până în redacție pentru că o să vorbim tot despre sănătate. E foarte important să vă spun că până la urmă și la urmă cu toții câștigăm din povestea legată de coronavirus pentru că ne informăm mai mult, iar asta când vine vorba de sănătate e foarte important. Vreau să vă întreb câți dintre voi ați intrat măcar o dată în viață, să ridice mâna sus, cine a intrat pe csid.ro și nu vă spun degeaba, sunt partenerii și colegii noștri de aici din redacție, vă reamintesc, facem cu toții parte din cel mai mare trust de presă online, 1,5 milioane de unici pe zi adunate în cele 11 platforme, una dintre ele este csid.ro. Ce se întâmplă, doctore? Beatrice Osanu, redactor șef, Ema Zeicescu, ne bucurăm, ne-am cunoscut în redacție. Vreau să întreb pe Beatrice, noi am tot vorbit despre Alexandru Rafila și despre ce s-a întâmplat la Geneva și să o întreb dacă imunitatea joacă vreun rol în povestea asta, pentru că e și topicul vostru important din această perioadă. Da, trebuie să spun că acest subiect, coronavirus, a ținut și la noi prima pagină. Ca a făcut trafic? Da, a făcut trafic foarte bun. A fost, chiar am văzut un pic cifrele, în ultimele 3 săptămâni a fost cel mai vizualizat subiect.
și am avut și cu ce să-l updatăm, deși la capitolul imunitate toată lumea spune spălați-vă pe mâini și cam asta e, nu prea aveți ce să faceți. E și un pic de retorică în povestea asta, dacă stau să mă gândesc, pentru că sunt cei care vând suplimente alimentare, crește imunitatea, sunt cei care spun mănâncă fructe și legume, de la noi, bineînțeles, îți crește imunitatea. E o variabilă imunitatea asta și nu-mi dau seama dacă nu cumva e mult marketing în jurul ei. Păi am intrat azi dimineață pe healthharvard.edu, m-am și abonat și am citit, așa, am trecut și s-a crescut revistă. Imunitatea instant. Mi-a crescut imunitatea, dar de fapt n-am aflat nimic nou. Am aflat că nu trebuie să fumăm, deci aviz amatorilor, cine fumează are din start imunitatea compromisă și evident că am aflat celelalte informații legate de stilul de viață sănătos. Să mâncăm cât mai multe legume și fructe, să dormim cât mai mult, să combatem cât mai mult stresul, adică să mai... Adică lucrurile imposibile, de fapt. Haideți să recunoștem câte ore dormiți pe zi, câte ore dormi, Beatrice? Încerc să dorm 8 ore, dar după anumită vârstă nu mai poți să dormi legat 8 ore. Aparate discuții și alte calcule. Dacă ai un copil mic, s-a terminat, punct, nu mai dormi 3, 4, 5 ore. Dar nu fumez, recunosc, nu pun gura pe țigară, n-am pus gura pe țigară niciodată. Fuma vicilor e constantă, așa că în principiu mă bazez pe asta ca să mai salvez ceva din ceea ce mă, în ceea ce mă privește. Spune-mi un lucru, cei care vă urmăresc pe voi sunt oameni care vin cu comentarii, sunt parteneri proactivi, își doresc să schimbe mentalități, pentru că am tot vorbit și de vaccinare și cred că și aici la noi, în strânsă legătură cu imunitatea, trebuie să schimbăm împreună mentalități, iar eu îmi propun să facem asta aproape în fiecare săptămână, dacă ne reușește, mai ales că și voi vă veți dezvolta pe video în perioada următoare. Pentru mine subiectul vaccinar nu există, deci te vaccinezi, punct. Nu există discuții, comentarii, ne vaccinăm sau nu. Toți medicii cu care am vorbit de-a lungul anilor, toți au fost pro-vaccinare, însă e adevărat că pe lângă aceasta au diverse recomandări în ceea ce privește suplimentele, în ceea ce privește homeopatia. La un eveniment medic infecționist chiar ne-a spus că este pentru aceste tratamente, dar nu trebuie luate toate în același timp. Adică nu luăm 7 suplimente, tot felul de pilule, care mai de care mai scumpe, care nu sunt dovedite științific, care avea efect asupra imunității. Întrucât imunitatea totuși este o chestie foarte complexă, care este în continuare cercetată de toți medicii din lume și nu s-a dovedit, până acum nu s-a găsit, nu știu, pilula aceea care să... țintească, pentru că avem tot felul de celule în organism diverse, nu putem ținti totul, fiecare cu rolul ei, un mecanism foarte complex și e greu de crezut că o singură pilulă sau, nu știu, un șa de turmeric sau de ghimbir pot face minuni, dar nu ne strică totuși să avem în alimentație aceste alimente, pentru că diversitatea înseamnă alimentară înseamnă foarte mulți micronutrienți pe care doar printr-o dietă bogată și diversă ni putem asigura. Și atenție, trebuie să mâncăm lucruri foarte proaspete, proaspăt culese, da, cât posibil. Nu, aici poate fi o variantă de stand-up comedy. Noi mâncăm, bineînțeles, ce putem cumpăra în zona de retail sau în piețele pe care le mai avem, dar cred că putem să facem o emisiune întreagă noi două despre cât la sută mâncăm fruct, cât la sută mâncăm carne și, apropo de toată chestia asta, cât la sută mai avem, de fapt, speranță că trăim o viață curată din punct de vedere alimentar. O ultimă întrebare, spune-mi, ce vom vedea la voi în perioada următoare? Că și la voi sunt câteva schimbări. Păi, pregătim revenirea pe, să zic așa, micile ecrane, chiar foarte micile ecrane. Dacă cele mai mari sunt ecranele telefonelor pe care ne vedeți voi acum. Da, revenim, o să revenim cât de curând cu emisiunile noastre live, în care avem, păstrăm formatul, interviuri cu medici de top din România, pentru că ce se întâmplă, doctore, deși vine cu foarte multe informații, trebuie să spunem că noi avem sursele cele mai credibile, le luăm numai de la medici și de la specialiști. Adică nu scriu după urechie colegii noștri, ca să știți. Și încercăm să accesăm surse credibile de informații, sfaturi de ultimă oră cu studii științifice la bază. Avem și secțiunea medicină alternativă, dar eu cred că aceasta completează foarte bine ceea ce spun medici, și pentru că până la urmă acum discuția medicină e mult mai complexă, nu se mai referă doar la tratamente, ci mult la prevenție și în zona prevenției aici e mult de discutat, de făcut și de ce nu sunt opțiuni pentru fiecare. Și cred că e esențială să le spunem că e foarte bine să te uiți pe o platformă medicală, să-ți iei de acolo informația, dar primul lucru când te doare ceva este, Beatrice Osanu, să mergi la medic. Iată cât de simplu e. Acum, bine, între noi fie vorba ca să nu ne vadă cei de acasă, primul lucru facem uneori, căutăm să vedem de ce ne doare, dar ideal ar fi ca într-un final să ajungem totuși și să întrebăm un medic, pentru că până la urmă și la urmă nimeni de pe internet nu poate să spună de ce suferi sau dacă e o chestiune de patologie sau nu. Și apropo de ultimul nostru eveniment care a fost dedicat prevenției, nu ar trebui să ajungem la medic cu simptome, pentru că nu e vorba doar de răceli, gripe și virusuri de sezon, e vorba și de boli grave
care pot fi prevenite prin acele controle anuale de screening, teste de sânge, tot felul de investigații care pot fi făcute, care sunt decontate prin Casa Națională de Asigurări și practic nu avem nicio scuză să nu ne facem măcar o dată pe an aceste teste. Da, să regăsim timp și să înțelegem că sănătatea e esențială. Beatrice Osanu, CSID.ro, îți mulțumesc, iar noi ne revedem mâine dimineață la gândul.ro, pe gândul.ro, la Gândul Live, o emisiune care încearcă să pună toate întrebările pe care tu le trimiți către noi. Vă mulțumesc pentru mesajele și comentariile din aceste zile. Vă mulțumesc că împreună construim un proiect media, un proiect de la zero, iar asta pentru noi este esențial. Ne găsiți pe Instagram, pe Facebook și puteți să fim cu toții parte din aceeași echipă. Mâine dimineață, la 11.30, important de spus, mâine vine președintele USR Dan Barna. E perioada în care vorbim foarte mult de alegeri anticipate și trebuie să știți că toți liderii politici au fost invitați aici la noi în studio. Cine alege să vină, vine, cine nu, asta este. Mergem mai departe, mâine dimineață, 11.30, Gândul Live. Ema Zeicescu sunt, gânduri bune până atunci!